Deși este unic printre orașele din România, Târgu Jiu nu iese în evidență prin aspectele pozitive. În urbea din sud-vestul țării încă se mai află în circulație troleibuze care ar trebui casate de mult. Nu numai că au la bord sute de mii de kilometri, ci reprezintă un real pericol pentru cetățenii care circulă cu mijlocul de transport în comun. Reprezentanții societății de transport în comun nu par deranjați de vechimea parcului auto. Cunosc situația, însă se declară chiar mândri că în Târgu Jiu mai circulă troleibuze din anii 90. Într-un fel este și o mândrie că suntem singurii care mai putem circula cu troleibuzele de tip Rocare 212-217 din România. Parcul este destul de vechi, deci troleibuzele au vechime considerabilă, dar le ținem în funcțiune. Autobuzele la fel au și ele o vechime destul de mare. Din punct de vedere al numărului de kilometri, pe medie, cred că au cam la 600.000 de kilometri. Unele mai multe, altele mai puțin, dar pe medie cred că jur de 600.000 de kilometri. Iar din punct de vedere mecanic, facem toate reparațiile necesare pentru a nu fi niciun fel de problemă de circulație. Faptul că nu avem confort în ele, așa erau la vremea respectivă. Șoferii nu împărtășesc părerea conducerii și afirmă că le este teamă să conducă troleibuzele pentru că nu de puține ori s-au confruntat cu defecțiuni pe traseu. Un pocnet puternic s-a oprit din mers, să speriară călătorii, mă sperie și eu. Electric, o paraflamă la contactorul 3, rămasă blocat, veni încoace la garaj de la Artego, mă retrasez direct la garaj. E dezastru cu aceste mașini care nu mai prezintă niciun fel de garanție în trafic. Ce să speriară cetățenii, dar ce mă sperie și eu. În momentul în care un zgomot puternic ca și cum ar fi dat cu mașina în zid și s-o opri brusc. Să luă tensiune, să luă tot. Oamenii care circulă cu mijloacele de transport în comun nu par deranjați de situație. S-au obișnuit deja cu condițiile din troleibuze și fără a conștientiza pericolul, se bucură că au cu ce se deplasa. Știați că are peste 20 de ani de vechime? Nu. Dar după cum arată, mi-am dat seama că e foarte vechi. Cum mi se pare acest lucru? Că încă mai circulă troleie din anii 90. Nu foarte ok, că s-a întâmplat de multe ori să se oprească din cauza curentului. Acum, deși noi îmbătrânim și ele se strică, trebuie și ele schimbate. Ar trebui înlocuite? Da, sigur. Ar trebui reînnoite, dar ce să facem? Ne mulțumim și cu atât. Astea sunt condițiile, dar mai plătiți și bilet. Plătim, ce să facem? Ce să facem? Noi nu putem comenta. Cam greu, dacă n-ai cu ce merge, mergi cu ăsta. Dar nu ți se pare cam vechi, e periculos să circuiesc? Ba da, dar face chestia rotundă de lipită cu gumă. Da. Acest gomut. Da. Da. E frică să cer cu acest gomut? Nu. No. Decât pe jos, mai bine și cu ăsta. Reprezentanții primăriei Târgu Jiu afirmă că situația nu este una necunoscută și se fac demersuri pentru a fi achiziționate alte mașini noi. La nivelul municipalității se cunoaște problema mijloacelor de transport în comun, pentru care au fost inițiate două proiecte pe fonduri europene, a căror valoare se ridică la 34 de milioane de euro, proiecte în cadrul cărora este cuprinsă achiziționarea a 35 de mijloace de transport în comun. Troleibuzele la care facem referire au 23 de ani de când sunt în uz și aproximativ 1 milion de kilometri parcurși.